O zi toridă de vară, ora 17 fără un sfert. E cum spunea Nicolae Labiș, seceta a ucis orice boare de vânt. Soarele s-a topit și a curs pe pământ. Nici câinii vagabonzi de lângă gara Basarabeasca, adăpostiți de o pată de umbră, nu sunt deranjați de nimeni. Calea ferată zici că stă să ia foc, aproape 40 de grade Celsius, zăpușeală. Ne-am dat întâlnire cu Serghei Tucan după orele de program. Este unul din cei 10.000 de angajați de la întreprindere de stat Calea Ferată din Moldova. Lucrează de 4 ani la această întreprindere, fiind angajat de la 18 ani. Este frânt de oboseală. Mai are de parcurs 4 km până acasă, unde îl așteaptă nevasta și cei doi copii. Noroc că a agonisit de o bicicletă veche, produsă încă în perioada când Calea Ferată era o întreprindere viabilă. În drum își încearcă norocul la magazinul din localitate, poate mai primește o pâine pe datorie. Тесть, цигарь можно мне хлебом дал? Нет, мне не разрешают. Вы и так много взяли уже. Извините. Sergiu obține totuși, cu titlul de excepție, încă o pâine, pe datorie. Restanțele la salariul de nici 2000 de lei au ajuns deja la 4 luni. У вас часто просят долг железнодорожники? Да, часто. И что вы об этом думаете? Как это можно, в принципе? Ну, они просто выживают. От зарплаты до зарплаты, если не получают, то бедные люди ходят, не знаю как. Они уже 2 месяца берут долги, никак не могут посчитать. Не только они, есть еще другие люди, более победнее. Noroc de Polina și Maxim. Îl așteaptă pe tata în fiecare seară cu nerăbdare. Poate le aduce și o bomboană. Nevasta cu grijile casei e încă un concediu de maternitate cu mezinul. Au înlocuit ardezia de pe casă acum câțiva ani cu gândul să o renoveze pe exterior și interior, dar de unde bani? Nici măcar facturile curente nu le pot achita. Nu, za svet za 2 mesece 422 lei 40 bani. За газ 171 лей 81 бань, но это за один месяц за газ. За воду мы имеем тоже за 3 месяца 216 лей. Получаю детский на ребенка 440 лей и стараюсь эти детские по чуть-чуть отдавать в магазинах долги. Хорошо, что понимает и как вам объяснить, ждут люди, не гоняют нас, понимают нас. Se descurcă cum pot și se gândesc cu disperare de unde să găsească bani pentru a plăti și grădinița la care își dorește să revină din toamnă energica Polina. За каждый месяц мы платим за садик по 100, по 200 лей, по 150 лей. Вот как он сейчас пойдет первый раз садик, надо будет он как маленький, ему 200 лей надо платить только. Каждый месяц, не считая ассоциации. Ассоциация там 220 лей. В банке взять кредит, не дают. Кредиты не дают. А на что кредит? Мы хотели взять кредит на поменять окна и поменять двери. У нас окна уже как дом построился, так и окна стоят. Они уже гнилые, мы их даже боимся открывать. Ну там 2-3 окна открываются, мы с опаской их открываем. Остальные все на гвоздях забитые, потому что очень гнилые до такой степени, что если откроешь, они полностью развалятся. Părinții tinerilor sunt și ei angajați la Calea Ferată. Deci, sunt în aceeași situație. Nu salade, nu se dă la timp salariul. Nu, ia că ai de pildă, tot am problemă. Soțul a fost nevoit să pleci pe hotare, pentru că nu dă salarii de luna lui aprilie. Și noi e ca cu copilul stăm pe schinarea lui mama de 1,5 de lei. Majoritatea angajaților de la Căile Ferate se confruntă cu dificultăți similare. Au organizat mai multe acțiuni de protest. Au discutat cu mai mulți responsabili care s-au perindat la șefia acestui colos, dar situația rămâne așa cum este. Задолженность по заработной плате 4 месяца. Апрель, май, июнь, июль.
Это поселок, один другого знает. В магазинах идем, договариваемся, нам дают на список. Самое, что мы можем взять под свою зарплату, которая не превышает 2-300 лей. Мы берем самые дешевые крупы для того, чтобы выжить, пойти на работу. Есть такие работники, которые вообще приходят голодные. La întreprindere de stat Calea Ferată din Moldova lucrează circa 10.000 de persoane. Întreprinderea e cel mai mare aparat bugetar dintre toate companiile de stat din Republica Moldova. Numărul angajaților nu s-a modificat esențial de zeci de ani. Totodată, volumul mărfurilor transportate a scăzut cu aproximativ 50-60%. Avem datorii față de angajați, dar iarăși repet, eu sunt din august 2015 până astăzi achit salariul la timp și asta o voi face și în continuare. Asta ce pot eu să promit, asta promit și asta fac. Oamenii primesc de 8 luni în fiecare lună salariile la timp, dar au restanțele vechi. Asta spun, când eu nu eram. Responsabilii de la întreprindere invocă gestiunea ineficientă a șefilor precedenți de la CFM, amintind că transportul de pasageri provoacă pierderi anuale de circa 160 milioane lei. Este împovărătoare și întreținerea spitalelor și a policlinicilor subordonate CFM, care necesită 20 de milioane lei anual. Calea Ferată contribuie cu 40 milioane lei și la Casa Națională de Asigurări în Medicină. Человек, который приступает в должность, я думаю, что это не было секретным для него, что не выплачивалась уже 2 месяца зарплата. Если он не сможет, если он знал, что он не сможет выплатить, зачем он вообще становился на эту должность? Для того, чтобы сейчас заявлять, что это исторические какие-то деньги, это люди заработали своим потом, своими руками и своим здоровьем. Вот эти деньги, и они никак не могут быть историческими. Это обыкновенная заработная плата. Который человек вот так вот в мазуте находится под этим же тепловозом или под этим же вагоном. Probabil cauzele ce au adus la sapă de lemn, la propriu și la figurat, o întreprindere strategică, fac subiectul unei investigații separate a unor organe competente. Totuși, cum rămâne cu oamenii care nu poartă nicio vină pentru situația economică creată și care sunt condamnați la o subzistență rușinoasă? Noi așa ne gândim, că oamenii care sunt la conducere să gândească lucrul ăsta, să aibă un mic simț omenesc ca să ne dăie plată și aici am făcut-o noi. Noi nu cerim mai mult. La Bălți, feroviarii au organizat și ei o acțiune de protest și au așteptat în zadar să vină cineva de la Chișinău să discute cu ei. Într-o zi cu arșiță de vară, și-au spus păsul unul altuia și polițiștilor veniți să asigure ordinea publică. În cadrul meetingului, feroviarii au elaborat o rezoluție adresată ministrului transporturilor, directorului general al CFM, Federației Sindicatelor Feroviarilor și a Confederației Naționale a Sindicatelor. Punctul principal al rezoluției este revendicarea drepturilor salariale și compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului, prevăzută de articolul 145 din Codul Muncii, punct 2.19 al contractului colectiv de muncă din cadrul întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei și articolul 35 din Legea Salarizării. Noi nu legăm nimic cu politica. Noi avem cerințe sociale care, într-adevăr, cum spune în popor, a ajuns cu țâtul la os și nu mai putem atâta să
să rezistăm cu cei să spitece la calea ferată în Moldova. Feroviarii au solicitat să fie restabilit regimul normal de muncă în cadrul săptămânii de lucru cu durata de 40 de ore. Să fie majorate salariile, ținându-se cont de creșterea tarifelor și devalorizarea monedei naționale. И чем раньше мы будем обращаться в правоохранительные органы, в соответствующие инстанции, тем быстрее мы найдем тех, кто украл наши деньги. И, возможно, нам выплатят заработную плату полностью. Ситуация материала прекара face ca feroviarii să vină flămânzi la serviciu. Subnutriția, în special pentru cei care muncesc fizic, este prima cauza producerii unor accidente de muncă, ce pun în pericol chiar viața oamenilor. Eu vreau să le menținem linia, să pot merge trenurile, marfa să pot merge, dar ei nu se gândesc la narod. Temperatura de 40 de grade și narodul șede și se poate așa cum se poate. Feroviarii spun că de mult ar fi trebuit să declanșeze o grevă generală. Doar că legislația le interzice acest lucru. Potrivit juriștilor, există o contradicție între codul muncii și codul transportului feroviar. În anul 2003 a fost aprobat codul muncii care nu interzice feroviarilor să organizeze greve. Codul transportului feroviar a fost aprobat anterior, dar nu a fost modificat, așa cum o cere legea, pentru a nu intra în contradicție cu documentele aprobate ulterior. Sunt planificate o serie de modificări în codul muncii pentru a soluționa această contradicție. Detalii însă despre termenii soluționării problemei nu vă putem oferi, pentru că nu am fost admiși la ședințele Federației Sindicale a Feroviarilor din Moldova, din motivul că, cităm, o să ne lămurim și fără implicarea presii, voi doar ațățați spiritele. Am încheiat citatul. Уезжать отсюда я не хочу. Я люблю свою страну. Я люблю свое предприятие. И вообще, почему я должна уезжать? Почему должна бросать старых родителей и ехать бог знает куда? Если мы своей стране не нужны, кому мы нужны там? Как жить, я не знаю. Пусть вот скажут нам, объяснят наши руководители, как нам жить. Este adevărat că întreprinderea de stat, calea ferată din Moldova, este într-o situație economică foarte proastă din lipsa de transport de mărfuri și pierderi numeroase cauzate de transportul de pasageri. Mai sunt invocate și numirea pe criterii politice în detrimentul profesionalismului cadrelor manageriale și tehnice la diferite nivele. Cum spuneam mai sus, acesta este subiectul unor investigații pentru organele competente ale statului. Cum rămâne însă cu Serghei Tucan, soția lui, fiica Polina și fiul Maxim? Cum rămâne cu mulți alți angajați ai întreprinderii de stat Calea Ferată, care se gândesc cu înfrigurare și disperare că vine iarna? S-au pomenit fără voia lor ostaticii sfârșitului de cale. O zi toridă de vară, soarele s-a topit și a curs pe pământ. Câinii vagabonzi de lângă gara Basarabeasca, adăpostiți de o pată de umbră, nu sunt deranjați de nimeni. Doar unul în lanț, lăsat fără apă de stăpân, mai strigă de scăpare.